Mihai Covaliu a luat titlul olimpic la Sydney în anul 2000. Copiii lui vor să ia aurul la Jocurile Olimpice peste 5 ani la Los Angeles, unde doar americanii au luat mai multe medalii decât românii în 84. Amalia și Vlad Covaliu au luat aur cu echipele României la sabie. Soția șefului CEOSR, Irina Covaliu, îi antrenează și pe copiii ei la loturile de juniori și cadeți. Cum a fost cu mama lângă tine acolo ca antrenoare? Foarte bine, îmi place să fie antrenoarea mea. Este o presiune în plus să ai numele unui campion olimpic pe spate. Covaliu nu s-a putut uita la finalele copiilor săi. Mă uit după, știu doar scorul. Le dă aripi copiilor aceste medalii. Și copiii lui Covaliu visează la medalii olimpice, dar mai au de crescut până atunci. Veți merge și la Paris? Da, voluntaria probabil. Ministrul Novak se felicită că a tăiat din banii pentru scrimă. Cred că acel lucru a produs niște rezultate astăzi. Performanța se face cu bani. Cu buget mai mic e greu.